În ultima săptămână a lunii martie, influențele cosmice se aliniază pentru a aduce o aură de protecție și prosperitate asupra anumitor zodii. Divinitatea păstrează cu ochi vigilent asupra unor nativi, oferindu-le oportunități de succes în carieră, relații personale și stabilitate financiară. Iată patru zodii care vor străluci sub lumina divină în această perioadă. Leu. Pentru nativii Leu, ultima săptămână din martie va fi un adevărat regal în ceea ce privește realizările și recunoașterea profesională. Divinitatea le va oferi o mână de ajutor în proiectele lor, aducându-le oportunități de a se evidenția și de a impresiona autoritățile. În viața personală, relațiile se vor întări, iar energia lor carismatică va atrage noi prieteni și conexiuni valoroase. Pe plan financiar, Leii vor găsi noi căi de prosperitate, iar investițiile le vor putea aduce randamente substanțiale. Capricorn. Divinitatea va arunca o lumină puternică asupra nativilor Capricorn, conferindu-le o forță și o determinare suplimentară pentru a-și atinge obiectivele profesionale. Succesul în carieră este inevitabil în această perioadă, iar Capricornii vor fi apreciați pentru munca lor dedicată și pentru abilitățile lor de leadership. Pe plan personal, relațiile se vor îmbunătăți și se vor apropia de cei dragi într-un mod mai profund. Fecioară. Pentru nativii Fecioară, această săptămână va fi marcată de realizări remarcabile și de succese profesionale. Divinitatea va aduce oportunități de creștere și avansare în carieră, iar fecioarele vor fi recunoscute pentru eficiența și perfecționismul lor. În plan personal, vor fi în centrul atenției și vor beneficia de sprijinul și afecțiunea celor din jur. Pe plan financiar, investițiile lor vor fi protejate, iar norocul îi va însoți în deciziile lor financiare. Taur. Pentru nativii Taur, ultima săptămână din martie aduce promisiuni de stabilitate și succes în toate domeniile vieții lor. Divinitatea le va oferi o energie suplimentară și o claritate în vederea atingerii obiectivelor lor profesionale. În relațiile personale vor experimenta o armonie și o înțelegere crescută, consolidând legăturile existente și atrăgând relații noi și benefice. Pe plan financiar, taurii vor avea o mână norocoasă, iar investițiile lor vor fi de succes, aducându-le creșteri financiare substanțiale. Relatează click.ro.